stație și acum undeva în marginea satului Frumosu, un loc amenajat, ca să spunem așa, splendid, cu oamenii locului și din satele din împrejurim. Ceea ce puteți vedea aici este reconstituirea unei șezători tradiționale în care copiii și cei mai în vârstă încearcă să ne arate ce se întâmpla pe vremuri în satul românesc. Și o să încercăm să stăm de vorbă cu cei care fac parte din această echipă, să vedem ce se întâmplă. Aici avem, cred că, decana de vârstă. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Andriescu Eugenia. Aveți o cămașă senzațională. Da? Ce faceți aici? Uite, îmi plictesc. Am furcă, torc, dar e acolo la mașină. Urmează furca. Așa, și îi învățați și pe copii? Da. Aveți copii frumoși aici, văd că. Frumoși, frumoși. Deci asta ce este? Sucală. Asta e sucala, da? Da, se facă țep, da. Pentru țasut. Am înțeles, am înțeles. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă. Aici, Bogdan. Stăm de vorbă cu niște doamne. Bună ziua. La șezătoare. Da. Bine ați venit la noi. Și ce se întâmplă la o șezătoare? Discutăm din tinerețe. Și bârfim sau nu mai discutăm? Mai și bârfim. Dar bune, nu bârfim. Nu se poate șezătim ce s-a întâmplat prin sat. Cântăm. Ce cântați? O să vedeți, avem program. Avem program. Avem program. Aveți program. Avem program. Avem, avem, avem program. Și aici este clasicuțe, da. Tors, nu? Torsul lini. Cu cusutul, cu ce? Și chiar face și în viața de zi cu zi asta sau numai astăzi? Nu, 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 dar pe pot da firul ăsta. Doamna Coarci, eu fac ciorapile, mergem înainte, la nepoate, la nepoțele, la... Păi poate dați și la televiziune, vom, și, sigur, și la da. Cei de la Piatra Neamț care ne urmăresc acum în direct. Mare. Vă vedeți peste tot. Da. Vă dorim să... Eu îmi fac o ie pentru balul gospodarilor Samie Nouă. Când va fi balul? Pe 25? Pe 23. Pe 23, pe 23 octombrie. Da? Felicitări, dacă ne invitați, și venim. Dacă o să mai văd, o să cos și la nepot și la nepoate. Bună ziua! Bună ziua! Tot așa, tot o ie? O ie la nepoate. Da, uite, atâția gospodine, nici nu știi cu care să stai de vorbă. Veți vine să rămâi aici. Da, rămâneți, noi vă invităm cu drag. Rămâneți! Poftiți, poftiți, da? Poftiți, da? Tot spunea de bârfe, doamnele, acolo. Care-i bârfa zilei? Bârfa zilei? Cum să facem ciorapii, ce culoare? Nu, no. Dacă o să fie frumos în șezătoare astăzi, noi o să ducem tradiția asta mai departe și la anul o să vă invităm iar și iar, peste ani, să dea Domnul. Ne bucurăm că ne-ați chemat, vă dorim cele bune, sănătate. Hai să vedem și generația tânără. Bună ziua! Bună ziua! Păi, ce face? Cosim. Asta cum se cheamă? Macrame? Sau cum? Și bucatele. Și filmăm și bucatele. Ștergar. Am reținut că ne-au invitat să filmăm bucatele, nu să le gustăm. Da, mai vorbim. Dar puteți și gusta. Da. Deci asta ce vrei să faci din ea? Un ștergar. Un ștergar, da? Dar tu ești cu firul? Am învățat. Bărbat? Toată lumea. Da. Da. El e prietenul nostru, am vorbit deja cu el, ne-a cântat la cimpoi, nu? Și astăzi aici ce faci? Fac un ghem, din el este acolo undeva, ghemul se pune într-un coș și se, efectiv se pune pe o țeavă și după aceea se pune la război. Așa, se pune la război, da. Așa, și din acestea mai împlitesc bunicile. Bravo, felicitări! Da, trebuie să remarcăm costumul, care este senzațional. Da. Haideți să filmăm și bucatele. Am înțeles. Dar vă rog să faceți o prezentare. Da, aici este alivincă făcută, da, cu brânză, cu tot alivincă. Haideți să spunem că alivenca se face cu făină de porumb, ca să știe și cei care... Brânză multă, ca să fie gustoasă.
frumoase. Și cu chișoiac. Noi punem și făină de grâu. Am opărit porumbul în lapte. Când a fiert laptele, am turnat peste făina de porumb, apoi am pus brânză și un pic de urdă ca să iasă mai bună și un pic de praf de copt. Înainte bătrânii nu făceau așa ceva. Și câteva mirodenii ca să ai văzut. Și câteva mirodenii. Chiar vă rugăm aici, să luați. Aici sunt niște mirodenii pentru alimente. Și aici este o altă mirodenie. După cum se vede. Nu lipsesc cutuile așa pentru ornament. Așa. Și produse tradiționale. De aici, de la o gospodină. Acolo este o murătură pentru friptură. Așa. Aici este zacusca tradițională noastră de vinete. Aici sunt gogoșari în sos cu ciuperci, cu hrib, cum se cheamă la noi, compot de prune. Și aici sunt semințele agricole, semințele agricole pentru meciul de mâine, pentru meciul de mâine de la televizor. Și aici este lavandă de la mine. Fericitări. O să degustăm de aici. Te rog Bogdan, să deguști și tu. Degustăm și noi. Mulțumim, sărut mâinile. Distracție plăcută la sărbătoare. Ne deplasăm de aici și mergem mai departe. Câți ani aveți? 88. Dumnezeu să vă dea până la 120 și după aceea facem un interviu. Mergem mai departe, nu întrerupem transmisia. Vedem și un colac senzațional aici. Întâmpinați autoritățile cu pâine și cu sare. Autoritățile cu pâine și sare. Da, vin acum sau au venit? Vin mai atunci peste o jumătate de oră. Atunci noi mergem să dăm câini și după aceea ne ducem în altă parte. Mulțumim, sărut mâna. Mergem mai departe spre zona în care este o expoziție cu animale. Din ce văd eu aici, sunt câini ciobănești. Bogdan între timp arată imagini de la fața locului. S-au străduit cei de aici să organizeze zona asta ca pe o zonă de expoziție. Avem aici, uitați, iepuri, jos animale, găini, cocoși, etc. Tot felul de găini, bibilici. Tu ești cu ele? Da? Bogdan, vino un pic, poate ne spune despre ce e vorba. Cum te numești? Curca Cosmin. Cosmin, ce aveți aici? Avem prepeliță, austrologul. Așa? Avem mătasă japoneză. Da? O rasă de frumusețe. Așa? În rest avem brahma și austrolog, cam așa. Și la iepuri avem capileu, care sunt iepurile companie. Dar ăsta alb, așa, ce sunt? Ăștia sunt mătasă japoneză. Și rasă de frumusețe. Fac în jur de 70 de ouă pe an și doar de frumusețe. Am înțeles. Mulțumim, Cosmin! Mulțumim și eu. Haideți să mergem mai departe. Ia uite aici, trebuie să stăm un pic mai departe, bănuiesc, pentru că aici sunt oameni care au câini. Ce fel de câini sunt ăștia? Întrebați domnul proprietară. Vă rog, veniți un pic. Veniți un pic, bună ziua, să vă vadă lumea. Bună ziua! Sunteți proprietarul? Da. De unde sunteți? Din Borca. Din Borca. Și ce aveți aici? Carpatini Bucovina. Poftim? Carpatini Bucovina. Ce frumos este! Nu se poate ridica un pic în picioare? Da, toți trei. Da? Toți trei sunt ai dumneavoastră? Senzațional de frumos. Ia să vedem. Ia uite la ea. Deci uitați un carpatin de Bucovina. Ai grijă la cameră, te rog. Da. Ia uitați, niște câini adevărați. Bună ziua. Niște câini adevărați. Suntem în direct, oameni buni. Asemenea imagini rar le puteți vedea într-un singur loc. Niște oameni care cresc animale. În spate avem animale, dar nu cred că avem curajul să ne băgăm printre câini. Sunt legați. Când sunt legați pașnici, cum mai erau când pe teritoriul lor, când sunt munte acolo, da. La stână. Da. Mai, mulțumim mult, mult succes! Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Sunt și alți crescători. Uite, ia uite ce frumos! Ia uite! Niște... Fără cuvinte, aici nu mai e ce să vorbești. Prietenia om-animal
Ia uitați ce exemplar splendid, un exemplar cum rar vezi. Mulțumim frumos, să trăiți. Vă place ce vedeți? Da. De unde sunteți? De la Farcașa. Și vă place? Da. Ați mai văzut așa? Câini adunați mulți la un loc? Nu. La o expoziție? Ah, deci e bine că se face, nu? Da. Felicitări și vouă, numai bine, sănătate. Hai să vedem. Cine e aici? A cui sunt câinii? Haideți un pic. Veniți un pic, curaj. Acum vă vedeți peste tot, că este în direct. Bună ziua. Bună ziua. De unde sunteți? De la Prâul Cârjii Borcă. Din Borca, deci toți borcanii au venit aici. Da, da, da. Deci, sunt câinii dumneavoastră, da. Și animalele? Și animalele, acolo în spate. Putem să filmăm și animalele, da, sau da, să dau la noi? Printre câini. Hai să vedem. Hai să vedem, să sperăm că nu se dau la noi. Da. Lăsați-l să fie acolo, de ce? Știi să cânti la fluier, Alexandru? Da, da, uite. Deci, este o expoziție de animale, exact... sună și telefonul. Deci este o expoziție de animale făcută special cu ocazia acestui eveniment. După cum ați văzut, sunt oameni veniți de la Borca. Da, haideți să vedem și aici. Aoleu, ce exemplare. Ia uite, uite acolo. Ce exemplare. Da, câinii ce rasă sunt? Ciobănezi Bucovina, da. E autentic, mai bun. Ați participat la vreun concurs? Nu, prima dată acum. Prima dată ați ieșit, da, cu ea. Da. Vă mulțumim, vă dorim baftă și frumoase exemplare. Mai avem și aici pe cineva? Expo Turism? Asta are Dragomir, cred că. Hai să vedem și... Mergem mai departe. Da, să sunteți? Iar aici este zona în care sunt expuse animale. Bună ziua! Ne scuzați că deranjăm. Bună ziua! Sunt expuse animale. Mulțumim frumos! Faceți promovare la societate, nu? Nu la societate, facem promovare la lucrurile bune, în primul rând. La lucrurile frumoase, de... Lăsați, scuze. Vedeți atâtea resturi vegetale în jur, atâtea crengi, zonă forestieră. Se pot bricheta, se pot folosi la încălzire. Sigur, momentan sunt aruncate pe albile râurilor, fiecare unde poți să le depoziteze. Noi venim cu o soluție în sensul ăsta. Am înțeles. Vă doresc. E... Pro-compost. Mulțumim frumos! Cu drag, o zi bună! Mulțumim! Acum ne deplasăm înapoi spre zona de petrecere, ca să spunem așa, înainte de a veni autoritățile, pentru că după venirea autorităților, lumea va fi un pic mai atentă la ce vorbește. Vrem să vă arătăm cum arată la... Ia, un mic incident. Bună ziua! Ce părere aveți de ce se întâmplă? Ursul nu mai are nicio șansă cu ăștia. De unde sunteți? Noi de la Borca. De la Borca. A, și ați venit. Deci tot borcan de-ai dumneavoastră aici. Da. Mulțumim frumos. Se trăiți sănătate. Ne apropiem de zona de intrare, zona oficială de intrare. Lumea este în așteptarea celor care... deschid, ca să spunem așa, în mod oficial, această sărbătoare. Bună ziua! Cu ce ocazie pe aici, în vârf de munte? Cu ocazia festivalului care se ține aici la noi, la Fărcașa. Și? Și am venit să arăt la copil animalele,
tot ce se întâmplă. E prima ediție de festival gastronomic și de tradiții. Sunteți implicată cumva în organizare? Nu. Lucrați aici? Păcate, nu. Cu ce vă ocupați? Nu, eu sunt la Poiana Tăierului. La Poiana Tăierului, da. Și am venit în vizită. Mulțumim frumos, sănătate. Da, să vedem... Să vedem ce ofertă gastronomică este, ca să spunem așa, aici la Farcașa. În afară de tradiționala bere, vedem o zonă în care se pregătesc la fel de tradiționali mici, cu un domn care se pregătește de afluență de cumpărători. Colacul este în așteptarea primarilor care sunt aici. Avem și un ceaun cu probabil ceva fasole cu ciolac. Haideți să prezentăm așa cum trebuie. Haideți să vedem, spuneți-ne ce aveți. Bună ziua, o fasole cu costița afumată, cărnăciori de casă și un culiță. Totul tradițional făcut la noi în casă, cu fasole de pe ogorul nostru. Aici sunteți? Da. Deci de la Grințiu, de la Farcașa. Băștinaș, cum să nu? Foarte frumos, să le fie de bine celor care... Doamne ajută, așa se fie. Și mai aveți mititei? Cum să nu? Cam asta, nu? Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim! Mergem mai departe, să vedem despre ce este vorba în alte zone. Nu intrăm la masă, că riscăm să nu ne mai ridicăm de acolo prea curând. Venim în altă parte. Cam același lucru. Mititei, bună ziua! Mititei și cărnăciori. Mititei, avem proaspeți. De unde sunteți, de aici? De aici, în zonă, de la Farcașa. Da, și? Vă așteptați la vânzare? Sper să fie bine. O dat Dumnezeu și nouă plouată, e vreme bună. Vă mulțumim, vă dorim cele bune. Și iată, cine-i meșterul aici? Cine-i meșterul aici? Bună ziua! Bună ziua, cine-i meșterul aici? Dumneavoastră, explicați-ne un pic ce ați omorât aici. Un vițel. Ați omorât un vițel? Da, facem la proțap. Așa. Așa, mă numesc Ghibea Pavel. Așa. Sunt din comuna Farcașa. Așa este. Și ne căjim cu vițel. Să-l facem, să iasă bine, ok. Cam de cât timp vă chinuiți? Cam de 2 ore. Și cam cât îi mai trebuie? Trebuie 4 ore, cam așa, încă mărișor, da. Păi ce să zic, așteptam să-l terminați, ca da, să zicem bine, așa. Bine. Vă dorim cele bune. Domnul viceprimar, bună ziua! Bună ziua, aici avem... Domnul viceprimar are ceva ascuns aici. Pișca fumată și cârnați-o. Vă rog să vă prezentați cu numele întreg. Gheorghiu Cristian. Deci este domnul viceprimar al comunei. Reprezintă Farcașa. Uleu, să nu spuneți că faceți afumătură aici. Deci, oameni buni, eu vă spun că nu e de stat aici. Pastramă făcută la botul cală. Aici nu este de stat. Aici nu este de stat, dar nici alături nu e de stat, că se face must undeva aici. Hai să vedem despre ce este vorba. Bună ziua, cine-i meșterul? Amândoi băieți. Ce struguri sunt? De la satul mare. De la satul mare aduși? Da. Și... Dar noi nu se cocă aici zona asta. Știu. Cum vă numiți? Sifui Vasile, să suntem veterinari în Farcașa. Da, aici. Deci sunteți primarie. Cu domnul Sifui, da, care crește și animale? Da. Cel cu angusul. Deci toți sunt gospodari, nu? Da, acum e lanțul, știți. Și dumneavoastră sunteți cu udătura. Da, până nu el cu parca, eu cu udătura. Am înțeles. Fiecare cu treaba lui. Aici e mai ușor cu... La udătura e mai ușor. Vă mulțumim frumos. Plăcere. Să trăiți. Ne apropiem de o altă zonă. Ne apropiem de o altă zonă. Bună ziua, vă rugăm să ne explicați ce faceți aici. Dacă vreți. Dacă nu, plecăm. Bună ziua. Am înțeles că Anișoara vă chemați, doamna Anișoara. Da. Doamna Anișoara, ce faceți aici? Păi, domnul face tocană de oaie. De oaie? Și dincolo e miel cu jântuit. Asta e tocană sau se cheamă... Tocană. La voi așa, da? E tocană. Da? Credeam că aici e tociu acela cu... Da. Nu. Să mai spune sloi. Sloiul, da, sloiul. Noi sloi. Noi sloi, nu. Din colibat. Și aici? Și aici este miel cu jântuit. Miel cu jântuit.
Miel cu jântuit. Jântuitul, ca pentru cine nu-și mai aduce aminte, este ceea ce rezultă după ce se strânge cașul, nu? Greșesc? Scoate zierul și după aia se frământă bine cașul, se mai scoate odată un zier mai gras. Mai gras. Da. Care se folosește și la balmoș. Da, da, da. Sau la bulz. Bună ziua, nu ne-ați obosit? Ba cam da. Când aveți nevoie la ajutor, la mâncat? Să ne la mâncat, da, se găsesc foarte mult. Ne spuneți ca să venim să vă ajutăm. Spor la treabă, cum vă numiți? Tănase Ștefan. Și e primul pe ziua de azi sau mai face? Mai sunt. Mai sunt. Vă dorim cele bune, mulțumim pentru... Doamne ajută! Bine ajută! Sănătate! Nu putea să lipsească... Da, bineînțeles, nu putea să lipsească cașul Urda, că suntem totuși în zonă de la Piatra Neamț. Bună ziua! Cine ne spune ce este aici? Ce să avem? Aici avem... Soțul sau conducătorul familiei? Soțul! Știți că soțul... Lupuleasa Gheorghe din Bușmeinte. Da. Farcașa de aici, pistidealul ăsta. Aveți... Aici avem caș natural, făcut cu cheag natural. Puteți să gustați. Și dacă cineva vrea să cumpere, cât e kilogramul? Avem pus prețul. Aveți prețul. 60 de lei kilogramul de caș, Urda 35 și jântuitul 20 de lei. Nu știu, dumneavoastră spuneți. Cei care cumpără spun. Vă dorim succes, numai bine. Bună ziua! Ia să vedem ce fac albinuțele noastre. Foarte bine. Bună ziua. De unde sunteți? De la Bisticioara. De la Bisticioara din aici? Da, 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 din. Nu Bisticioara cealaltă. Nu, Bisticioara aici, da. Și da, Ceahlău, lângă Ceahlău. Ceahlău. Da, avem facuri, avem meri poliflori de aici din de la munte, atestat da. Produs montan. Rapid facem pastoral, bineînțeles. Aveți de toate. Aveți de toate. Toate. Mărturii, ne ocupăm cu producții proprii. Vă dorim sporuri. Noi încheiem aici prima parte a transmisiei de la Farcașa. Mulțumim celor care ne-au ajutat să facem transmisia, în primul rând pentru lui Claudiu, și după aceea mai vedem dacă revenim când vin și autoritățile. Dacă nu, a fost suficient cu oameni. Mulțumim frumos! Să rămână!